Bine v-am găsit, stimați telespectatori, la o nouă ediție a emisiunii Interviurile lui Cristoiu. Un invitat de excepție, sar peste introducere, este înalt preasfinția sa, arhiepiscopul Tomisului, Teodosie. Cum se spune în limbaj bisericesc? Nu știu, bine ați venit, binecuvântare. Da, sigur. Trebuie să binecuvântați respectatorii. Dacă vreți să binecuvânteze, și binecuvântez. Da. Înainte de... Vreau să fac, v-am spus înainte de emisiune, și un interviu de personalitate. Ați apărut deseori la televizor, dar mai mult anumite lucruri punctuale. În primul rând, m-am turnit o grămadă să aflu cum să vă spun. La rangul noastră, înalt preasfinția voastră. A. Și părinte, simplu. Are vreo legătură aceste apelative cu ritualul? Au un conținut sau nu. Sunt niște forme? Sunt niște formule care privesc demnitatea în care te afli. Deci preotul este părinte. Cu părinte se termină orice demnitate preoțească. Și prea fericitul este părinte și mitropolitul este părinte. Și arhiepiscopul. Și dacă spunem părinte, un fel de domnule. Nu, de părinte, adică da, părinte, da. Și aceasta s-a apărut la un moment dat în Biserica Ortodoxă, aceste apelative. Toate bisericile, sigur, ele au tradiții, formulele acestea. Da. Să le spuneți telespectatorilor, veșmintele care sunteți sunt de stradă, de... Veșmintele sunt cele... Acele de acum? În care mă aflu acum, sunt cele în care circul până la biserică, de la biserică în altă parte, sigur, la biserică se iau veșmintele colorate, sfințite, acestea nu sunt sfințite, acestea le-am primit atunci când am fost consacrat călugăr și încă ceva pe cap, aveam o camilafcă, se spune, cu culion, acum este un simplu fes, care e mai ușor și în studio nu se cuvine să vin decât cu fes. Da. În biserică merg cu acea camilafcă. Aceea îmi lipsește acum în studio. Aceste veșminte sunt obligatorii pentru o față bisericească? Pentru un călugăr, că înainte de toate sunt călugăr. Da. Orice rang aș avea, sau oricine ar avea un rang, episcop, arhiepiscop, mitropolit, patriarh, toți trec prin starea de călugăr. Și vă sunteți obligați să purtați acest veșmânt oriunde. Da, pentru că noi ne-am făcut un legământ. Le-am primit cu rugăciune fiecare veșmânt în parte și trebuie să le purtăm pentru că este legământul cu Dumnezeu. Fiecare are o anumită semnificație. Da. Am biografia dumneavoastră, 1962-1970, Școala Generală Dorna Arin. Este la Vatra Dornei? Unde da, Dorna Arin este? La 5 km de Vatra. E un sat. Da. Ați făcut apoi 70-75 seminarul teologic la Mănăstirea Neamț. 1977 am trecut eu închinoviat, sper că n-am greșit. Da, da. Ce înseamnă închinoviat ca adică frate? Am intrat în obștea Mănăstirii Crasna, deja... Călugăr. Nu călugăr, rasofor, prima stare de frate, care este de probă. Stai să vezi cum te acomodezi. Simți că ai o vocație, dar întâi primești ascultările cele mai de jos. Și apoi, rasofor, porți această haină, aceasta este rasul, da, care o am pe mine. După aceea, călugăria. Există, la ora actuală, putem vorbi în Biserica Ortodoxă Română de o diferență și de stare de spirit între cei din călugărie și cei din localități, cum e? Preoții de mir, da. Da. Preoții care slujesc credincioșii în biserică. E o diferență? Da, sigur. Călugării au un legământ, ei nu se căsătoresc niciodată, aparțin unei obști, ei și-au schimbat numele la călugărie, este un nou botez, călugăria, pe când ceilalți își păstrează numele de botez și urmează niște trepte ierarhice în slujirea bisericii.
trepte ierarhice, urmează și călugării care sunt hirotoniți, diaconi, preoți, ierarhi. Sigur, sunt unii care primesc treapta de monac și rămân așa. Mai ales în Sfântul Munte, cei mai mulți rămân monahi. Și în mănăstirile de la Ierusalim, mulți își doresc monahismul, celelalte sunt chemări. Nu răvânește omul, vreau să mă faceți preot. Singura cerere pe care o face cine vrea să intre în mănăstire este cea de a deveni monah. Pentru preoție este propus de stareț. Unde e cea mai mare, unii mai mari ispita, la preoții de mir sau la călugări? Călugării, cum spun părinții biserice, au cele mai mari ispite. Pentru că la un călugăr, demonii, eu vă citesc ce spune Patericul. Da. La un călugăr care se roagă, vine o ceată de demoni să-l întoarcă din rugăciune. Să-l întoarcă acasă. Ce caută acolo numai rugăciune? Rugăciunea pe care o face, postul, lacrimile pe care le varsă călugările la rugăciune, îi incomodează mult pe diavol. Îi ard rugăciunile călugărilor pe diavol, pentru că ei se roagă ca Dumnezeu să îi izbăvească de diavol. Și atunci unul singur nu face față. De aceea avem niște imagini din Pateric, că într-un loc, într-un sat, erau oamenii bețivi, desfrânați, un singur diavol stătea și acela la poarta intrării în sat și dormea, că nu avea ce face, că deja aceia năravurile le aveau deprinse. Iar într-un loc pustiu, unde era un singur vețuitor, era o ceată de diavoli care se luptau să-l întoarcă de acolo ca să-l dobândească ei. Pentru că aceasta este starea diavolului, a căzut de sus dintr-o fericire foarte mare și acum ce a dobândit? Neliniștea. Da, eu mă așteptam să fie invers, totuși tentațiile la preotul de mir sunt mult mai mari decât la călugurul care e închis în mănăstire. Care sunt tentațiile? Bine, pentru călugării care vor să trăiască după regula cea mai aspră. Sensul ăsta. Da, mergem, ați făcut 76-1980 Facultatea de Teologie din București, 82 cântăresc bisericesc la Paraclisul Patriarhal. De ce să nu neapărat asta? Ce ați? Asta e un grad, un rang. Am fost chemat să fiu cântăreț acolo și am refuzat pentru că îmi făceam cursurile de doctorat. Și atunci aveam și eu o practică, aveam cu ce să mă întrețin. Eram deja în mănăstire, chiar dacă acum, pentru că era timpul care era și nu purtam tot timpul haina călugărească, dar pentru mine a fost un mare privilegiu să fiu la mănăstirea Antim, unde mi-am găsit niște părinți foarte buni, duhovnicești, care au făcut pușcărie. Acolo aveam și biblioteca aproape, ieșeam de la biserică și mergeam la bibliotecă. A fost un timp foarte prețios pentru mine cât am făcut școala de cât am făcut practica de cântăreț. Și apoi am fost chemat, am concurat pentru un post de asistent universitar. Am văzut că v-ați ocupat de școli de cântăreț biserice. E vreo deosebire între cântărețul bisericesc și cel de la operă? Este o deosebire. Care? În ce constă? Păi cântărețul bisericesc are un stil de interpretare. Un stil mai natural, dar poate și cântărețul de operă să intre în mănăstire și avem. Eu am un cântăreț format, da, care cântă într-un fel la biserică și altfel la operă și va fi o mare stea, dar el are grijă să cânte la biserică mai discret, mai acoperit la operă. Sigur, așa este rolul, interpretează, intră în pielea unui personaj și atunci interpretează ceea ce conține libretul lui. Am văzut în biografie că sunteți doctor în muzică. Există așa ceva? Ce, în muzică bisericească sau în muzică în general? Nu, muzică bisericească. Ce înseamnă să fii doctor în muzică? Este să faci studii superioare înalte
în domeniul muzical bisericesc. E așa de complicat domeniul ăsta încât e destul de complicat. De ce? Pentru că această muzică bisericească are, în primul rând, o notație mai veche decât muzica obișnuită liniară. Da. Are o notație specifică prin niște semne, nu prin portativ. Sigur, există niște... poți să scrii deasupra portativului unde sunt notele muzicale aceste semne. Și așa avem multe cărți de cult pe muzică unde sunt în dublă notație cântările. Și în cântarea bisericească specifică cu acele semne și cântarea liniară, care s-a dezvoltat mai mult în apus. Dar a venit și în răsărit. La început, notația aceasta psaltică, așa se numește muzica bisericească veche, este înaintea celei liniare. Și are o arhivă foarte bogată. Și am avut parte de un mare maestru care mi-a condus doctoratul, regretatul maestru Sebastian Barbu Bucur, care a fost socotind că muzica aceasta e de sorginte bizantină. Și a fost socotit cel mai mare bizantinolog. El a umblat în Sfântul Munte, a cules manuscrise, foarte vestit în toată lumea. A organizat la București, și am fost martor, o rectoriadă de muzică. Rectorii universităților din lume, cei mai mulți, au venit la București și l-au admirat pe acest mare maestru care a ținut un concert și le-a dat cu adevărat lecții și au rămas mari rectori de la universitățile de muzică uimiți de cultura muzicală, de operele pe care le-a creat acest om, de culegerile pe care le-a făcut din diferite mănăstiri vechi din Sfântul Munte și din alte părți. A fost cel mai vestit acest maestru, este înmormântat la mănăstirea Cheia. Înainte de a continua cu această biografie, să facem așa un salt în prezent. Pandemia e pe terminate, din câte se vede. Încercați să faceți un bilanț al cum a trecut biserica română prin pandemie. Minusuri, plusuri, cum se vorbește mereu. Societatea românească a trecut prin pandemie. Teatru a trecut prin pandemie. Cum a trecut biserica ortodoxă română prin pandemie? Dacă vreți să ne faceți așa o prezentare. Eu am fost puțin mai fără frică în această pandemie. Toată lumea a fost cuprinsă de frică. Eu știu că frica de Dumnezeu este cea mai mare valoare. Chiar ne spune înțeleptul în Sfânta Scriptură. Este începutul înțelepciunii. Sigur, în această pandemie s-a indus o frică exagerată, pe care eu n-am înțeles-o și nu m-am supus unei frici impuse, de multe ori fără logică și fără rezultate. Pentru că această frică a dus în multe situații la o instalare a unei frici fără remediu. Și constat, stau de vorbă cu copii. Eu sunt în dialog cu mulți oameni, nu refuz pe nimeni. Am cam la 500 de telefoane pe zi în timpul cât îmi rămâne, că cel mai mult sunt în rugăciune, în spovedanie. Acum am mai puține, dar înainte cam așa 500 de telefoane. Oamenii vin, se destăinuie, spun că de mult rău le-a făcut frica. Unii nu scapă de frică, unii nu mai ies din casă, chiar dacă îi inviți și le spui, boala a trecut. A intrat într-un calapod al unei frici destructive. De aceea eu socotesc că nu prea a fost echilibru, pentru că această pandemie n-a fost dirijată de specialiști mai ales. A fost un amestec între medicină și politică, ceea ce n-a dus întotdeauna la rezultate pozitive pentru oameni. Pentru că omul cuprins de frică începe să fie cuprins și de boală. Din pricina fricii,
boala se instalează mai ușor. Eu nu vreau să știu de frică decât de frica de Dumnezeu. Și n-am vrut să știu și am îndemnat pe oameni. Și în biserică trebuia să fie o altă înțelegere. De aceea am și militat ca biserica să nu mai fie închisă. A venit așa pe neașteptate închiderea bisericii. Și sigur, de când a venit închiderea bisericii, în fiecare zi am făcut Sfânta Liturghie și cu transmitere online și s-au adăugat foarte mulți care erau cu mine în liturghie, mii de oameni. Mulți mi-au mulțumit și mulțumesc și acum și mă roagă să nu întrerup. Și eu nu întrerup aceste liturghii zilnice. Slujeam și dimineața și seara. Permanent, tocmai ca să alung frica, îmi spuneau cei care au gustat din bucuria rugăciunii și mi-au mărturisit persoane din diasporă. Dacă nu veneați, eram pe cale să mă sinucid. Și mă întrebau și mă întrețin și acum cu mulți oameni. Am o emisiune de dialog în fiecare joi și intru în dialog cu persoane din toată diaspora și sunt foarte încântat să le dau răspunsuri la cererea credincioșilor. Am făcut această întâlnire de dialog pe Radio Dobrogea și pe Facebook-ul Arhiepiscopiei Tomisului și este foarte benefică pentru că înțeleg ce este credința. Credința ne aduce pe Dumnezeu să ne poarte de grijă. Iar unde Dumnezeu ne poartă de grijă, nu mai este loc de frică. Pentru că Dumnezeu este iubirea. Numele cel mai concret al lui Dumnezeu, dacă întreabă cine este Dumnezeu, iubirea supremă este Dumnezeu. Și ne spune Sfântul Evanghelist Ioan. Și dacă l-ai pe Dumnezeu, care este iubirea supremă, nu mai este loc de frică. Pentru că tot Scriptura zice, în iubire nu este frică. De aceea n-am înțeles închiderea bisericilor, mai ales. Și acum, recent, când am fost în Sfântul Munte, am discutat cu părinții de la Vatoped, cu un mare om de știință de la NASA, care era un microbiolog. A aflat că în biserică nu sunt microbi cum sunt în altă parte. S-a dus să facă experiență. Da, zice, în biserică sunt mai puțin ca afară. În altar mai puțin ca în biserică. În Sfântul Potir, din care noi ne împărtășim, zero microbi. Chiar dacă îl ții, sigur, e acoperit cu ceva, un veșmânt. Atestat, nu intră microbi în potir. De aceea n-am fost de acord cu lingurițe multiple. Păi lingurița și aceea este un obiect de cult. Da, asta n-ar prea să înțeleagă. Chiar o să abordăm, facem o scurtă pauză, această chestiune a măsura în care pot fi elementele de cult, pot fi înlocuite și să ne spuneți de ce nu pot fi înlocuite. Pauză! Am revenit după pauză cu înalt preasfinția sa Teodosie, arhiepiscop al Tomisului. Tocmai discutam despre cum a trecut Biserica Ortodoxă Română prin pandemie. Eu voiam să vă întreb, pandemia a fost o restriște, să-i spunem așa. De ce nu s-au dus? De ce? Cât de mult n-aveau nevoie oamenii să se adreseze bisericii în vremuri de restriște? Parcă la pandemie n-a fost așa. Da. Atunci era mai mare nevoie de biserică și de slujitori. Eu i-am trimis pe toți preoții mei și le-am spus să meargă la oameni, să stea de vorbă cu ei. Și eu stăteam de vorbă, dar nu pot să cuprinz un om sute de mii de oameni. De aceea, mulți preoți au fost aproape de oameni prin telefon și chiar la casele lor. Și atunci e nevoie mai mare de rugăciune, când este boală. Restriștea. Pentru că biserica este
spitalul cel mai valoros care cu adevărat vindecă bolile. Doctorul cel mai mare rămâne tot Hristos, care a făcut atâtea minuni și în numele lui Hristos și astăzi se fac minuni, chiar astăzi noi cinstim un mare medic, Luca al Crimeii, care a fost un mare om de știință, a scris tratate, a ajuns episcop și acum se fac minuni la Sfintele lui Moaște și a fost un doctor renumit care a scris tratate. Și sigur, medicina este interferentă cu spiritualitatea, cu Dumnezeu. Dumnezeu este doctorul suprem. De aceea medicii credincioși spun cum a spus și Sfântul acest al Crimeii, că mâinile noastre sunt purtate de Dumnezeu. Noi ducem mâinile la locul unde este boala. Scoatem răul din rană, dar nu noi vindecăm, ci Dumnezeu vindecă. De ce în această perioadă de restriște, fac așa un exemplu față de campania din Est, autoritățile n-au apelat la biserică să contribuie la alungarea fricii? Pentru că nu corespundea planului. Care plan? Cupă mare? Ei știu planul care l-au avut. Da. Eu n-am înțeles, n-au avut logic aceste, decât în parte. Pentru că eu, de pildă, autoritățile spuneau să nu mergem la peștera Sfântului Andrei. Și eu le spuneam să mergem. Ar fi venit mai mulți, dar mi-a plăcut și acum, le mulțumesc jandarmilor, că n-au ascultat orbește de ordinele primite, să nu dea voie la nimeni, ce le-a dat voie la oameni. Am avut iarăși episodul cu Boboteaza, unde s-a spus să nu vină. Au venit peste 10.000 de oameni. Nu s-a îmbolnăvit nimeni. De aceea am experimentat că în biserică nu se îmbolnăvesc oameni. A fost o frică indusă, gratuit, ca să nu vină la biserică, că se vor îmbolnăvi. S-a spus că de înviere va fi avalanșă. Iată o contradicție flagrantă. De la înviere a scăzut când oamenii s-au concentrat, au venit și în săptămâna patimilor și la înviere și se duce microbul, moare. Și din cauza aceasta moare. Pentru că Dumnezeu a vrut să se risipească această boală. Da, au fost multe discuții în legătură cu simplificarea sau înlocuirea unor momente de cult. Nu atât cu, hai să mă refer, de exemplu, a fost o controversă, cred că nu mă înșel, și în biserică în legătură cu botezul. De ce considerați dumneavoastră că nu pot să nu pot fi înlocuite momentele de cult? De ce? Pentru că au o semnificație. În ce sens? Spuneți-mi așa, dați-mi un exemplu. Da, foarte clar, la botez. Da. Afundarea de 3 ori însemnează intrarea în mormântul lui Hristos de 3 ori, cum El a stat 3 zile în inima pământului. Apa botezului reprezintă mormântul Domnului. Și așa este rânduiala. De aceea și s-a dovedit că nu din cauza botezului. Deci dacă renunț la... Asta înseamnă că renunț la un moment... Renunț la credință. Da. Această practică este conform semnificației religioase. Și lingurița? Lingurița este obiectul de cult care este de mare însemnătate. Acea linguriță este mâna lui Hristos, cum a dat El apostolilor săi. El le-a dat să bea din potir. După aceea a apărut lingurița. Biserica a rânduit lingurița. Lingurița este sfințită. Intră în potir, acolo stă lingurița, în potir, unde nu sunt microbi, că am vorbit mai înainte, că nu sunt microbi. De aceea lingurița aduce trupul și sângele lui Hristos în gura celui ce se împărtășește. Îl aduce curat. Știința a dovedit că nu sunt microbi. Atunci de ce desfințăm lingurița?
venim cu o linguriță cu microb de acasă, nu se cuvine să o introducem în Sfântul Potir. De aceea sunt niște canoane, niște reguli, care ne arată că cele sfinte trebuie păstrate cu fidelitate. Putem vorbi și în Biserica Ortodoxă Română, ca și în Biserica Catolică, de o confruntare între, să spunem, o parte reprezentată în noastră, care e pentru păstrarea tradițiilor, și o altă parte care este, e modernizarea bisericii? Nu. Noi suntem unitari, da? În păstrarea tradițiilor. Nu există în Biserica Ortodoxă Română? Nu, nu există. Dacă unul e razda, un preot care face de capul lui, că mai avem cazuri, atragem atenție, o rugi bine în fire. Da. De ce catolicii merg pe o modernizare? Și sunt cu aggiornamentul. Biserica Romano-Catolică a renunțat la tradiția primară. Doar am fost una. Ei au fost ortodoxi. Da. Au ieșit dintre noi. Ca să se deosebească de noi, sigur au luat alte practici, alte învățături, dar iată, noi avem un semn de la Dumnezeu. La noi lumina vine, la ei nu vine. La noi aghiazma este proaspătă și peste 10-20 de ani, la ei nu este. Este o diferență. Biserica Romano-Catolică s-a dezvoltat, nu vreau să aduc, spun cum spun și ei, ei se dezvoltă pe orizontală. Noi avem mai mult o afirmare pe verticală. Tot timpul avem chemarea Sfântului Duh, că și la liturghia catolică nu este chemat Sfântul Duh să prefacă darurile. Nu spun ceva nou, ceva ce e concret. Sunt primite, Papa le trimite tuturor ca niște pișcoturi, nu vreau să vorbesc mai mult, și toți primesc de acolo, centralizare maximă. Dar fiecare merge cu tradiția lui, noi ne respectăm, nu avem tensiuni, dar nu putem să avem comuniune unii cu alții decât în faptele bune. Când vrem să ajutăm pe cineva, nu ne uităm de ce confesiune este. Noi avem turci, sunt oameni așa de cuminți, chiar ne sunt sponsori la biserică, mulți dintre turci, și pe plan uman colaborăm foarte bine. Putem vorbi de o evoluție a poziției autorității, a statului față de biserică în pandemie? Parcă în ultimul timp ce s-a întâmplat cu ei? Da, sigur, iată, a fost această ordonanță ce a fost să se închidă bisericile. Dar parcă în ultima vreme au devenit mai binevoitori. Da, de ce? Da. De ce? Pentru că au exagerat în prima parte. I-a pedepsit Dumnezeu pierzând alegerile? Eu tot m-am rugat să le dea Dumnezeu gândul cel bun. Eu nu pun blestem niciodată. Și pe orice preot care blesteamă, îl opresc de la slujbă. Eu mă rog pentru cei ce sunt rătăciți sau care vor să ne facă rău. Că mai mare efect are rugăciunea decât răzbunarea. Rugăciunea cu adevărat vindecă și aduce armonie. Credeți că a avut importanță și întâlnirea între Preafericitul și președintele României? Sigur că da. Ce presupuneți? Sau ce știți? A fost așa, a venit președintele la Canosa sau... Sigur. Într-adevăr, acum mă gândesc că totuși a fost un gest în care a venit președintele. Da. Cam așa se cuvine. Da. Puterea bisericii este veșnică. Puterea statului e vremelnică. De ce a susținut cu atâta, să spunem, fermitate ca bisericile să fie deschise în perioada respectivă? Pentru că nu există niciun temei să le închizi. Doar biserica are dreptul să închidă bisericile. Altcineva nu. Nu s-a cuvenit să fie închise, spun și acum. Dacă știam ce se pregătește, începeam înainte de a se închide, iau atitudine. Dar după ce s-a luat, am luat această dorință de jertfă să fiu aproape, bine că suntem în vremurile care suntem, că avem mijloace de comunicare și putem ajunge prin
această metodă să ajungem în casele credincioșilor chiar de la distanță. Sigur că o să n-am atitudine și, sincer, nu m-aș mai fi supus unei hotărâri de felul acesta, că nu este temei. Vă folosiți mult, spuneați chiar mai înainte, că aceste mijloace moderne. Ce-ar fi zis Iisus dacă vă vedea la televiziune? De acord, că de știință e de la Dumnezeu. A, nu de știință, e vorba de instrumentul de comunicare. E mult mai, adică are aceeași putere adresarea prin, decât cum o făcea Iisus? Nu e același fior. De exemplu, cel care urmărește de acasă slujba de la biserică nu poate trăi de plin taina din biserică. Dar decât să nu trăiască deloc, mai bine să ajungă așa prin undele acestea prin care se transmite slujba și să fie și el să se mângâie în biserică. Mulți oameni au avut bucuria să se roage și i-am simțit și mă uitam la camere și mă adresam lor, cei ce sunt aici și cei ce se roagă cu noi de departe. Și acum zic că și acum se roagă cu noi. Pentru că am obiceiul să fac molitvele Sfântului Vasile la fiecare liturghie și când am acatist la miez de noapte, la cererea credincioșilor, pentru că acestea ajută foarte mult. Azi a venit o avocată la mine. Ce să facem să ne se dea voie peste tot să facem molitvele? Zic, nu e chestie de avocat asta. Da. Spuneți-mi un moment care n-a fost așa suficient explicat. Este această, să-i spunem, proces cu, sau evoluție, eveniment cu transformarea mitropoliei, într-o mitropolie. Da. Faceți-mă un istoric. Faceți-mă un mic istoric. N-ați făcut până acum o chestiune aproape didactică. Da. Sigur. De ce trebuie transformată? Nu transformată, reactivată. Reactivată, da. Păi de aia, spuneți-ne ce înseamnă reactivare. Pe teritoriul românesc a ajuns apostolul Andrei în Sciția Minor de odinioară. El a început creștinarea strămoșilor noștri. Atât de mulți veneau, pentru că spiritualitatea strămoșilor noștri este cea mai înaltă, după cum se exprimă chiar poetul național Eminescu și mulți comentatori obiectivi care n-au partipriuri cu sentimentul românesc, cum s-a exprimat și poetul Ovidiu, spiritualitatea getodacilor a fost una superioară romanilor și grecilor. De ce? Pentru că doar ei au avut o zeitate principală, care conta cel mai mult. Zeitățile secundare aproape că nu erau luate în seamă. De aceea și poetul Ovidiu și-a însușit această spiritualitate, a învățat limba băștinașilor și le-a dăruit două volume. Păcat că s-au pierdut, s-ar putea să le găsim pe undeva. Iată, pe această spiritualitate a noastră, aproape monoteistă, un singur Dumnezeu, a venit Sfântul Andrei și a început să propovăduiască. Dacă în celelalte locuri era prigonit, aici n-a fost prigonit. Băștinașii noștri au înțeles cuvântul apostolului și l-ascultau cu mult interes. Nu mai putea să ajungă, deci și teritoriul nu era mare. Că a fost întâi în Sciția Mare. Acolo e mult mai mare, dar a fost izgonit. Aici nu le izgonea nimeni. A chemat și pe Sfântul Filip să-l ajute. Încât noi avem doi apostoli și sunt date istorice. Și s-a înfiripat o spiritualitate atât de puternică, încât toate cetățile s-au creștinat din Sciția Minor. Ei au lăsat apostolii Andrei și Filip, urmașii ai lor în cetăți, episcopi și preoți și diaconi, și după aceea s-a înfiripat organizarea bisericească. Noi nu avem organizare bisericească în Transilvania, în Moldova, în Muntenia, în Oltenia, în Banat, în primul mileniu. Nu avem nicăieri. În secolul III, noi avem cu date certe organizare bisericească
atestate prin ierarhi. În secolul IV, ierarhul de la Tomis merge la sinodul I ecumenic și semnează actele sinodului I ecumenic. Până la primele 4 sinoade avem reprezentanți la sinoadele ecumenice, care nu-i puțin. Și în Dobrogea. Da. Și aceasta era în secolul IV arhiepiscopie autocefală, în secolul V a devenit mitropolie. Prin decret al împăratului bizantin. O mitropolie cu 14 episcopii. Vă dați seama ce organizare înfloritoare și frumoasă. Și s-a crezut că pe la 602, când au venit slavii, n-a mai fost nimic. Nu. S-au descoperit vestigii, chiar dacă au venit popoarele migratoare. În fiecare secol a fost ierarh și organizare bisericească în Dobrogea, iar în secolul 10-11, mitropolia Tomisului a fost continuată de mitropolia Vicinii, care este pe Dunăre, lângă Mănăstirea Dervent. Chiar când a fost seceta mare acum câțiva ani, s-au descoperit exact vestigiile acelei mitropolii a Vicinii. Ultimul mitropolit al Vicinii, Iachint, în secolul 14, a devenit primul mitropolit al țării românești la Argeș. Până atunci n-au avut organizare bisericească. Și deci, când s-a întrerupt? Nu s-a întrerupt, s-a estompat, a fost o organizare mai firată, dar nu s-a întrerupt. Mitropolia Tomisului avem din secolul 9, inscripție cu mitropolit al Tomisului, din secolul 10. Apoi avem mitropolia Vicinii, continuarea mitropoliei Tomisului. Nu, dar de ce nu s-a încercat în perioada interbelică? Nu erau destule documente. Noi am recuperat o mulțime de documente care ne atestă această mitropolie, cum a funcționat. Și avem niște personalități de primă mărime. Cel mai mare savant care a descoperit cifra zero și care a făcut ca întreaga omenire de pe mapa mondului să numere anii de la Hristos, s-a născut în Dobrogea. Dionisie Exiguus, care a fost profesor universitar la Vivarium și sfetnicul la 10 papi de la Roma, care atunci erau ortodoxi. Facem o pauză. Am revenit cu înalt preasfinția sa Teodosie, arhiepiscopul Tomisului, discutam despre reactivarea. Da, că a existat. N-a desfințat-o nimeni decât istoria. Haideți, dar mitrigă. După acțiunea dumneavoastră, dumneavoastră ați început în cât? În 2000? Eu am început din 2002. Aducând 2000, ce înseamnă a reactiva o mitropolie din punct de vedere al Bisericii Ortodoxe? Care sunt problemele, dificultățile, procedurile? Însemnează a aduce la lumină istoria ei, cu legitimitatea ei. Da, am înțeles. Este singura mitropolie. Care sunt procedurile când vrei să faci? Păi, se aduce la Sfântul Sinod, da. Se discută. Ați trimis? Am trimis, când? Dar n-a intrat pe ordinea de zi. Poate că a fost târziu, n-a intrat pe ordinea de zi a ultimului sinod, care a fost prin februarie, martie. Deci, dumneavoastră, de-abia numai la ultimul sinod ați trimis. Da. Deci, procedura cere să trimiți ce? La ultimul sinod, la sinod. O adresă prin care arăți temeiurile pentru această solicitare. Ați avut numai temeiuri istorice sau ați avut și alte istorice, temeiuri? Istorice, canonice, liturgice. Cel mai mare temei este că Mitropolia Tomisului este singura înscrisă în canoanele sinoadele ecumenice, deci a Bisericii Universale. Este singura. Și, de fapt, toate mitropoliile, știți că teritoriile din răsărit, unde a fost Sfântul Vasile cel Mare, nu mai există. Sunt fie ocupate de turci, fie sunt pustii, dar au rămas numele acelor mitropoliți cu nume de rezonanță în istoria bisericii și iată prea fericitul, poartă titlul și de locțitor al tronului Cezarei Capadociei, care a fost Sfântul Vasile cel Mare, că mitropolia lui nu mai este. Da, deci
N-ați explicat până acum, de abia acum explicați procedurile, că și aici se trimite o adresă din partea dumneavoastră, ați trimis da, al arhiepiscopului, de transformare. Nu, de reactivare. De reactivare. Și Sfântul Sinod se întrunește sigur. Și se votează cum e. Sigur, constată dacă temeiurile sunt veridice. Și decide Sfântul Sinod. Decide Sfântul Sinod. Ce înseamnă dacă Sfântul Sinod decide? Când ar mai fi? Când se va convoca, în iunie, iulie, nu știu. Deci dumneavoastră a susținut că acea scrisoare care v-a trimis-o prea fericitul nu exprima poziția sinodului, nu-i așa? Nu, era scrisoarea în cancelare, prea fericitul n-a semnat acea scrisoare. E o nuanță, am văzut că... Ce înseamnă că nu a semnat prea fericitul, ci cancelarea? Păi sunt niște funcționari acolo și a semnat un episcop vicar, dar... Cum vă explicați că totuși această scrisoare a ajuns în presă, că normal ar fi să nu ajungă? De la dumneavoastră sau nu de la ei? Noi. Nu de la noi. Așa s-a crezut la început că de la noi și s-a dovedit că n-a fost de la noi, a fost tot din sursele de la București. De la București, de la cancelarie. Bun. Admițând că Sfântul Sinod, și de câte ori se întâlnește Sfântul Sinod când mă duc? Cel puțin de două ori pe an. Deci dar de anul acesta trebuie să se întrunească. Da. Bun. Dacă Sfântul Sinod aprobă, sunt voturi cu majoritate, cum e, nu? Da, sigur. Da. Aprobă, ce se întâmplă atunci din punct de vedere practic? Din punct de vedere practic se organizează metropolia pe bazele canonice, pe regulile noastre. Bun, ce înseamnă? Se schimbă clădirea? Nu mă nu e vorba de clădire. Se schimbă rangul. Deci, metropolia cuprinde mai multe eparhii, cum se numesc. Da. Mai multe unități din acestea. De exemplu, cum suntem Constanța, cel puțin Tulcea trebuie să facă parte, că e aceeași provincie. A, deci în acel moment s-ar lua din ce e? Acum este în Dobrogea? Este în Metropolia Muntenii și Dobrogei. Și ce s-ar întâmpla de punct de vedere al hărții? Al hărții se redelimitează Metropolia Muntenii și a Dobrogei. Și la dumneavoastră, la Dobrogea, ar intra ce? Cel puțin Tulcea și pot să mai intre alte. De pildă, a care sunt arhiepiscopii. Arhiepiscopii sau episcopii din jur. Cum hotărăște Sfântul Sinod? Spuneți-mi, ați fost suspectat că dumneavoastră vreți. N-ați reușit să convingeți opinia publică că e și o... Nu pentru mine, ci pentru adevărul istoric. Da? Se recuperează și pentru stat și pentru biserică 1000 de ani de istorie foarte valoroase care ne pune într-o demnitate deosebită. Am văzut un istoric susținând că în momentul în care se face mitropolie la Dobrogea devine egal cu, pentru tronul de patriarh cu ea. Astea sunt speculații. Pentru patriarh sunt alegeri. Nu contează de acum, unde. Da, există o ordine canonică. Da. Poate să fie ales patriarh un mitropolit sau un arhiepiscop de oriunde. Nu contează să fie de unde. Nu. Locțitor este următorul rang până la alegeri, cum e acum mitropolitul Moldovei. Dar alegerea nu este automată. Nu se moștenește. Este alegere. Chiar dacă locțitor este mitropolitul Moldovei. Da, sigur. Ar putea pretinde și Mitropolia Dobrogei de postul de locțitor? Nu știu, nu pun problema asta. Ce trebuie? Vă schimbați și clădirea? Nu, clădirea rămâne aceeași. A, aceea, numai că se numește Mitropolie. Sigur. Se schimbă și... Nu s-a făcut la Cluj Mitropolie, s-a schimbat clădirea. A, nu, se schimbă și procedurile, că nu mă pricep, adică... Sigur, se organizează un sinod mitropolitan. Da. Acum sinodul este din două provincii, Muntenia și Dobrogea. Episcopiile care sunt arondate Mitropoliei Tomisului țin de Mitropolia Tomisului și au o unitate nouă în care se fac regulile acolo pentru zona aceasta. Că căpătați partea, să spunem, Dobrogea mai multă putere în sinod?
Da, un mitropolit face parte totdeauna din sinodul permanent, care este un fel de, să zicem, cum sunt un consiliu de administrație, are un nucleu. Așa și toți mitropoliții fac parte de drept din sinodul permanent, care are întrunire înainte de Sfântul Sinod și cercetează problemele care vor fi discutate la Sfântul Sinod. Când s-a scurs acea scrisoare, dumneavoastră, ca și acum a susținut că este produsul unei cancelarii. Da. Și ați, mă rog, în măsura în care se poate spune, ați avut de atunci o discuție cu prefericitul despre această scrisoare? Am avut la Sinodul Mitropolitan, întreagăt, dar atunci prefericitul nu știa de unde a pornit. Zicea că eu am dat drumul. Am spus că nu, dar nu putea să mă creabă de pe cuvânt. Cred că a fost lămurit ulterior, am înțeles că a fost lămurit, că nu de la noi. Cel puțin din partea mea există obiecția că dumneavoastră începe să pierdeți în Biserica Ortodoxă Română Duhul. E adevărat? Cum să-l pierdem? De ce vă preocupați prea mult la nivel, nu dumneavoastră. Televiziunii, în sensul ăsta, nu de prezență. Da. Adică eu sunt adeptul Bisericii de Duh. Da, păi Biserica de Duh este cea care e în legătură cu Dumnezeu. Da. Avem dovadă că n-am pierdut Duhul, că a venit Sfânta Lumină. Da. Spuneți-mi, de ce sunteți trecut peste tot personaj controversat? Degeaba. Cum? Că nu sunt controversat. Da. Toate pe care le-am de spus le spun pe față și le spun după regulile canonice ale Bisericii. Nu mă abat niciodată de la aceste reguli. Să spună ce o spun eu, nu mă simt controversat. Pentru că nu mă abat cu nimic de la învățătura bisericii. A fost un moment de conflict, se spune, cu autoritățile de această perioadă din pandemie. Dacă se termină pandemia, mai aveți vreo motiv de conflict cu autoritățile? Dar n-a fost conflict. A, nu conflict, de dispută, nu? Nici dispută. Chiar n-a fost eu cu autoritățile, sunt într-o relație foarte bună. De aceea că l-am făcut niște acțiuni ale bisericii, pelerinaj, le-am invitat și pe președinte și pe premier, pentru că respect autoritatea. Că nu înțeleg oamenii limbajul bisericii, asta e altceva, trebuie să-l dăm. Credeți că măsurile din ultimul timp, care au fost și, de exemplu, învierea de Paștele de anul acesta, au fost și victoria dumneavoastră? Nu arog eu nicio victorie. Este planul lui Dumnezeu. Nu. Care ar fi următoarea etapă în raport cu biserica autorităților? Să nu mai fie mască? Cum ați vedea? Păi noi nu purtăm mască, slujitorii. Da. Chiar au venit să ne amendeze și le-am arătat că avem o învoire, că nu poți să slujești cu mască. Și masca se desfințează de la sine. Am, eu am pus întrebări. Unde sunt măștile neconforme? Nu se mai vorbește nimic de ele. Da. Spuneți-mi, să ne întoarcem la ce erați? Copil? Asta este un sat, Dornarin? Este o comună. Satul este Gheorghițeni. Și cum de decide un copil? Cum ați decide să ajunge la seminar și nu la liceu? O soră de-a mea m-a ajutat. Că nu am gândit la asta. Făcea un liceu la Buzău și liceul economic pe care îl făcea era vis-a-vis de seminar. Și a avut și niște discuții cu un elev de acolo și mi-a spus mie că eu m-am dus întâi să dau la liceul economic, că da? Eu am matematica și contabilitatea și dânsa s-a dus și m-a și înscris și m-am dus cu gândul să mă fac profesor de muzică, așa îmi doream. Nu m-am dus cu gândul să mă fac preot. Dar acolo Dumnezeu mi-a dat această vocație. Am avut un profesor care m-a marcat și acum îl țin minte și țin minte solfegiile din clasa 8-a, făcuse seminarul și știa atâta muzică și am zis, dacă zice sora să merg la seminar, e bine, că pot să-l urmez pe acest profesor ca să învăț și o muzică cum știe el. Facem o pauză.
Am revenit cu o înaltă preasfinția sa, Teodosie. Am văzut că în multe asemenea cărți cu Macedon n-am înțeles. Cum este la dumneavoastră pe buletin ce scrie? Acum scrie Teodosie. Teodosie? Aveam probleme. Da, cum e? Didactic. Da? Și nu puteam să am buletin cu Macedon și semnesc cu Teodosie. Era un conflict de interese. Da. Și atunci mi-am schimbat și în buletin numele acesta, că acesta e numele real. Așa scrie buletinul ăsta, da. Când vă prinde miliția. Și... Da, Macedon a murit la călugărie. S-a născut. Deci scrie Teodosie. Da. Da. Și totuși părinții au fost de acord să mergeți? Erau ce? Erau țărani? Ce? Da. Tata nu mai trăia. Da. A murit chiar în anul în care m-am călugărit, dar mama trăia și a avut nimic împotrivă. Ea a fost mult călătoare și rugătoare la mănăstiri, s-a rugat pentru noi toți, pentru că am avut o casă grea, mulți copii. Astăzi mulți copii, frați? Sunt mulți? Al 17-lea. Cu cât? Al 17-lea. Cu 17? Da, nu inventez. Și ați fost 17 copii? Da. Și câți mai sunteți în viață? Acum mai suntem 9, am soră de 88 de ani, 89. Da. Cum să fie 17 copii? Da, da, de ce? Și ați reușit să trăiți 17? Nu toți au trăit unii până la un an și ceva, că au fost niște boli. Da? Un frate până la 8 ani, dar 12 am trăit până acum, nu de mult. Da, asta era pe vremea, ca să mergi la seminar, era o problemă pe vremea comunismului? Nu era chiar așa o problemă. Nu, că seminarele erau libere. Care e cea mai mare problemă a unui copil, ceresc, când ajunge la un seminar, era la mănăstire? Da. Că ce e cel mai greu? N-am simțit greu. Acolo e disciplină, ca în armată. Da. Este, într-adevăr, o ordine, program de rugăciune, de meditație, de slujbe și foarte frumos, viața de seminar te înfrățește. Noi avem o legătură atât de strânsă, în fiecare an ne întâlnim absolvenții de seminar, doar anul trecut nu ne-am putut întâlni din cauza bolii, dar anul ăsta ne întâlnim. S-a creat o familie, că trăim împreună, la rugăciune împreună, la masă împreună, la meditație împreună. Este foarte frumoasă viața aceasta. Și cum de v-ați călugări la Crasna și nu la Neamț? Eram aici la București, da. Și m-a chemat un părinte ca să-l meditez la mănăstirea Crasna, să mergem acolo, să fie liniște, și l-am meditat de la greacă, latină, că era greu, că părintele acesta nu făcuse seminarul, noi am făcut greacă și latină în seminar foarte serios. L-am meditat și la învățătura de credință, se pregătea de admitere pentru doctorat. Și când m-am dus la mănăstire în timp să iau ceva, m-a luat la rost. Văd că te închini frumos, ce ești cu tare, cu tare. Ai putea să mă ajuți, știi greacă, știi latină? I-am spus, da, știu, m-au pasionat. Și ducându-mă acolo la meditație, este un loc foarte frumos, vă recomand să ajungeți. Și am găsit acolo niște părinți foarte buni, o atmosferă foarte plăcută și am mers în fiecare vacanță, mergeam și atunci am găsit acolo locul să mă călugăresc. Din Biblie, să știți că mie mi-a plăcut de Toma Necredinciosul. E admis în biserica, l-admite? Nu e necredinciosul. El a vrut să verifice. Să aibă aceeași bucurie și temeiuri ca și ceilalți. Pentru că voi l-ați văzut, nu vă cred, era greu de crezut. Chiar ucenicii când îl priveau și Hristos le-a reproșat. Priviți-mă că am carne și oase, nu sunt duh cum vi se pare vouă. Sigur că dacă a lipsit, cum să-l creadă? A el lipsit, așa este, nu era... A crezut că au avut niște păreri. O fantomă le-a apărut și au crezut că Iisus. De aceea a zis, ca să cred, trebuie să văd și eu semnul cuielor, semnul din coastă. Să știți că eu am de gând să-mi pun moto la blog, pentru că poporul român nu prea vrea să verifice. Până la urmă, Toma ar trebui să ne fie un exemplu, nu-i așa?
Da. Să nu crezi fără să verifici. Da, sigur. Niciodată. Pentru că și Scriptura spune, cercetează Scripturile ca să crezi. Nu trebuie să crezi că îți spune cineva dacă nu pricepi și nu înțelegi. Credința trebuie probată. De aceea toți, scuzați-mă, și prorocii și apostolii și mai ales Mântuitorul au făcut minuni. Păi cine îi credea când le spuneau învățători dacă nu făceau minuni? De ce cine mulțește știința sporește durerea? Cum interpretați această... Cum să sporească durerea? Parcă așa e din Biblie. Nu, greșit? Nu. E greșit? Greșit, e o interpretare pe dos. Cine înmulțește știința, se apropie mai mult de credință. Da, că părea împotriva credinței. Că, nu, adică, știința nu e împotriva credinței. Nu era vorba de luciditate. În sensul... Pseudo-știința e împotriva credinței. Am înțeles, da. Știința ipotetică. Se termină pandemia, nu mai avem niciun motiv de luptă. Dar nu, lupta nu încetează niciodată. Da. Noi luptăm cu noi înșine, îndemnăm pe creștini să lupte cu rău tot timpul, pentru că nu pandemia doar ne determină să fim luptători, ci lupta continuă. Toată viața este o luptă. Cine se relaxează, cade. De aceea avem și un cuvânt foarte limpede. Să ia seama cel ce stă, ca să nu cadă. Trebuie mereu să urci, să cunoști mai mult, să te rogi mai mult, să crezi mai profund și să-ți duci credința prin trăirea celui în care crezi. Dacă nu trăiești credința, credința nu este o informație. Credința trebuie să fie o trăire. Și aceasta trebuie mereu noi să intensificăm trăirea noastră. Da, cu aceste vorbe înțelepte, mulțumesc, încheiem emisiunea. Vom urmări cu pasiune această revenire, reînvierea, reactivarea Mitropoliei Tomisului. Vă mulțumesc, stimați telespectatori, ne revedem sâmbătă viitoare la aceeași oră.